O femeie din Roman a confundat fântâna arteziană situată în fața primăriei cu propria cadă. Fără nicio rușine față de trecători și fără să-i pese că în apropiere erau numeroși copii care se jucau, femeia s-a dezbrăcat, a intrat în fântână și a început să se spele. Scena a durat mai mult de 10 minute, într-un final făcându-și apariția și o polițistă locală. Roman 2021. Fântână arteziană. Da, uite spălătură pe cap. Vai de capul meu. Dar nu vede nimeni, măi? Așa o scoate, cu tot cu spuma pe cap. Reporterii Roman TV au vorbit cu reprezentanții poliției locale pentru a afla ce măsuri s-au luat în acest caz și dacă femeia a fost sancționată pentru faptele ei. Reprezentanții poliției locale au susținut că femeia care făcea baie în fântâna arteziană ar fi fugit printre copaci până când polițista a ajuns la locul respectiv. Imaginile surprinse de un romașcan arată că tânăra era încă în apă atunci când polițista locală se afla la doar câțiva pași de ea.